Un tânăr român a fost reținut pentru incendierea mai multor mașini de pe teritoriul Italiei. Ancheta a început în luna martie a acestui an și a scos la iveală mai multe fapte care au fost puse la cale de acesta. Acum, piromanul a fost prins de carabinieri. Făptașul, un român în vârstă de 25 de ani, a fost reținut după ce a incendiat fără motiv 33 de mașini și scutere în Milano. El este principalul suspect în cazul incendiilor care au început încă din anul 2023. Investigațiile polițiștilor au început în luna martie a acestui an, atunci când cel puțin 15 mașini au fost cuprinse de flăcări între San Giuliano și San Donato milaneze. Ulterior, autoritățile au ajuns la concluzia că totul a fost pus la cale pentru că mașinile incendiate se aflau la o distanță mare una de alta. În noaptea de 8 martie, polițiștii l-au oprit pe tânărul român care se deplasa pe o trotinetă electrică în timpul unui control de rutină. Întrebat de ce bântuie pe străzi, la acea oră târzie, acesta le-a răspuns că a ieșit să fumeze o țigară. Acum, anchetatorii au strâns toate dovezile și au reușit să strângă dovezi care îl incriminează pe tânărul român. Acesta este acuzat că a provocat alte două incendii, unul pe 7 iulie 2023 și altul 20 de zile mai târziu, când au fost făcute scrum 5 mașini și 13 motociclete. Românul a fost plasat sub control judiciar și va trebui să se prezinte în mod regulat la poliția judiciară, iar cercetările continuă pentru a stabili dacă bărbatul a mai fost implicat și în alte evenimente similare.